Aș vrea să citesc câteva cuvinte din Faptele Apostolilor. Citesc din capitolul 10. Să ne ridicăm înaintea Domnului. În Cezarea era un om numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era puternic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii în orodul și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al 9-lea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Corneliu. Corneliu s-a uitat țint la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum la tine niște oameni la Iope și zi și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește la un om numit Simon Tăbăcaru, a cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și un ostaș cu cenii, din aceia care îi slujeau în tot timpul, și după ce le-a isărusit totul, i-a trimis la Iope. Amin. Se ocupăm loc. Frați și surori, am citit acest pasaj pentru că el descrie primul botez cu Duhul Sfânt dat peste neamuri. Știm că primul botez cu Duhul Sfânt peste evrei a fost dat la cinzecime, în Ierusalim, dar pentru neamuri, primul botez cu Duhul Sfânt a fost aici, în grupul acesta de oameni care erau adunați în casa lui Corneliu. Acum, am vrea, pornind de la textul acesta, să-l observăm pe Corneliu și pe cei din casa lui în trei momente diferite din viața lor. Odată, ca oameni religioși, dar nemântuiți. Doi, oameni mântuiți, dar încă nebotezați cu Duhul Sfânt. Și trei, oameni mântuiți, botezați cu Duhul Sfânt. Hai să-i privim în prima. Corneliu și cei din casa lui aveau câteva calități. Biblia spune, era cucernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. Deci, din punct de vedere al raportului lui cu Dumnezeu, cucernic înseamnă evlavios, cu frică de Dumnezeu, cu respect față de Dumnezeu. Un om care îl cunoștea pe Dumnezeu, pentru că, deși el, acest Corneliu, nu era evreu, nu era din poporul lui Dumnezeu, dar erau destui de mulți oameni dintre neamuri care se numeau prozeliți. Observați că la Ierusalim erau, din toate neamurile veniți acolo, acei prozeliți care știau despre Dumnezeul lui Avram și Isaac și Iacob și chiar respectau legile, mai puțin cele ceremoniale, dar respectau într-un fel religia evreiască. Observăm că acest Corneliu, în raport cu Dumnezeu, era cucernic și temător, adică cu mult respect, cu multe evlavie și cu multă frică de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu, în principiu, înseamnă să te temi să păcătuiești împotriva Lui. Eu eram odată la un grup de frați romi, începusem o evanghelizare într-un sat și cineva predica, noi trebuie să ne temem de Dumnezeu. Și vine unul dintre frații romi la urmă și ne spune, auziți domnilor, noi țiganii nu ne temem de Dumnezeu, noi ne temem numai de dracu. Dracu ne omoară caii, ne îmbolnăvește copiii, ne arde casele, de Dumnezeu de ce să te temi? Că Dumnezeu nu-ți face niciun rău. Atât înțelegeau ei prin frica de Domnul. Noi prin frica de Domnul înțelegem, ne este frică să-i călcăm cuvântul, nu pentru că ne trăsnește, ci de bun ce este Dumnezeu, de mare ce este Dumnezeu, de puternic ce este Dumnezeu, de sfânt ce este Dumnezeu, știind că El ne vrea binele, noi călcăm poruncile. Și asta dovedește frica de Dumnezeu. Și Corneliu avea o astfel de frică de Dumnezeu. În raport cu oamenii, vă rog să vă uitați la Corneliu, spune cuvântul lui Dumnezeu, el făcea multe milostenii norodului. Făcea multe milostenii norodului. Omul acesta nu trăia numai pentru el, ci avea în vedere și pe ceilalți care, într-adevăr, aveau nevoie de ajutorul lui. Și tot în raport cu Dumnezeu, omul acesta făcea multe rugăciuni. Deci față de Dumnezeu avea respect sau evlavie, se temea să-i calce cuvântul și se ruga. Iar față de oameni era milostiv. Dar totuși Corneliu nu era mântuit. Observați, era religios, dar nu era mântuit. Sigur că problema lui Corneliu, în primul rând, consta în faptul că el încă nu cunoștea pe Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Și observați,
Cazul acesta din Fapte 10 este descris de 3 ori. În Fapte 10 se povestește întâmplarea așa cum are loc. În Fapte 11, Petru prezintă situația când se întoarce la biserica lui din Ierusalim și spune cum anume Dumnezeu a botezat cu Duhul Sfânt și pe cei dintre neamuri. Și în Fapte 15, la Ierusalim, se face un fel de conferință, prima conferință creștină. Și Petru, din nou, trebuie să explice cum anume a lucrat Dumnezeu și a botezat cu Duhul Sfânt și pe oameni dintre neamuri. Și acum observați, în Fapte 11, atunci când Petru explică situația aceasta, ce s-a întâmplat acolo și când are loc discuția aceea, spune cuvântul lui Dumnezeu, citesc Fapte 11 cu 13, Corneliu povestește că îngerul i-a zis, trimite la Iopi și cheamă pe Simon, zis și Petru, care îți va spune cuvinte prin care vei fi mântuit tu și toată casa ta. Deci Petru trebuia să-i spună cuvinte prin care să fie mântuit, ceea ce înseamnă Corneliu, deși evlavios, temător de Dumnezeu și făcea rugăciuni și milostenii, încă nu era mântuit și avea nevoie să audă cuvinte prin care să fie mântuit. De ce? Pentru că ne aflăm deja după cinzecime, ne aflăm deja după ce Domnul Iisus Hristos a vestit Evanghelia pe pământ, s-a înălțat la cer și l-a trimis pe Duhul Sfânt pe pământ. Și acum, mântuirea vine așa. Auzirea cuvântului produce credință în Domnul Iisus. Credința produce pocăința, părerea de păcat, care produce iertarea păcatelor și așa mai departe. Dar hai să vedem lucrul acesta din viața lui Corneliu și a casei lui mai departe. Ce se întâmplă? Trecem la Corneliu în situația a doua. Corneliu, un om mântuit, și să vedem cum și de ce a fost un om mântuit. Petru începe să predice. Și observăm un lucru foarte important, că credința vine în urma auzirii, dar auzirea trebuie să aibă un anume conținut. Petru nu începe cu nu știu ce lucruri despre religia evreiască, ci Petru începe o predică și vorbește despre cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, Fapte 10 de la 38. Și că Domnul Iisus umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavol, căci Dumnezeu era cu el. Și apoi spune că evreii l-au omorât pe Domnul Iisus, Dumnezeu l-a înviat, apoi Domnul Iisus, versetul 42, ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost derânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și a celor morți. Și apoi versetul 43, toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Și observați că asta este mesajul care produce credința și credința aceasta însoțită de pocăință obține iertarea păcatelor. Și acum noi vorbim în seara aceasta, vrem să îl prezentăm pe Petru, pe Corneliu, cum la predica lui Petru este botezat cu Duhul Sfânt. Dar vreau să observăm că înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt, Corneliu și cei din casa lui întâi au auzit cuvântul care a produs credință în Domnul Iisus și care a produs acea pocăință care a adus iertarea păcatelor. Și vrem să arătăm. Cuvântul a produs credință. De unde știm că oamenii aceștia au crezut? Uitați-vă, spune tot Petru explicând bisericii lui din Ierusalim, el spune că după ce, citesc Fapte 11 cu 18, după ce au auzit ei, evreii, aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurile pocăința ca să aibă viața. Deci observați, cuvântul produce credința, dar credința produce pocăința. Și atunci, credința plus pocăința înseamnă să aibă viața, adică să primească mântuirea, să primească viața, viața cea nouă. Deci în timp ce în noi se naște credința și pocăința, de cealaltă parte Duhul Sfânt lucrează în noi nașterea din nou, ne dă viață, viață din Dumnezeu, viață nouă. Asta se mai numește naștere din nou. Deci atât că pentru a ajunge
la botezul cu Duhul Sfânt, Corneliu are nevoie să audă cuvântul lui Dumnezeu care îl propovăduiește pe Domnul Iisus ca mântuitor, ca Fiul lui Dumnezeu care dă viața. Apoi, Corneliu și casa lui au credința și pocăința. Credința în Domnul Iisus și pocăința de faptele rele, de păcatele care le-a făcut. Pocăința înseamnă nu doar să știm că există Domnul Iisus care iartă, ci pocăința înseamnă acea părere de rău în urma căreia Dumnezeu iartă păcatele pe care ne hotărâm să le părăsim, să le mărturisim, să rupem cu aceste păcate. Acum, mai observăm un detaliu foarte important aici. Atunci când Petru predică și când evreii aceștia, când cei din casa lui Corneliu și împreună cu Petru erau și câțiva evrei, deci Petru și grupul evreilor de o parte, Corneliu și cei din casa lui de altă parte. Când are loc predica aceasta, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Toți, am citit versetul acesta, toți care cred în El, capătă prin numele Lui iertarea păcatelor. A căpăta iertarea păcatelor înseamnă a fi îndreptățit sau justificat de Dumnezeu. Deci, în timp ce noi primim pocăința și credința, Dumnezeu în cer ne iartă păcatele, ne socoate neprihăniți și Duhul Sfânt ne naște din nou. Și toate astea sunt condiții necesare pentru a ajunge în situația de a fi gata să primim botezul cu Duhul Sfânt. Ai nevoie să auzi cuvântul, cuvântul să producă credință, cuvântul să producă pocăință, Domnul prin pocăință să-ți curețe, să-ți ierte păcatele, să te socotească drept sau neprihănit. Ce se mai produce în casa lui Cornel? Mai spune cuvântul lui Dumnezeu că pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste ei. Ce a însemnat această pogorâre a Duhului Sfânt? Uitați-vă, sigur, ea se numește botez cu Duhul Sfânt, din punctul nostru de vedere, sau din punctul de vedere al oamenilor, cei din casa lui Corneliu au fost botezați cu Duhul Sfânt. Dar ce semnificație are acest botez cu Duhul Sfânt din perspectiva lui Dumnezeu? Uitați-vă cum îl explică Petru. În Fapte 15, când povestește despre această întâmplare din casa lui Corneliu, el spune: fraților, știți că Dumnezeu de o bună bucată de vreme a făcut o alegere între voi ca prin gura mea neamurile să audă cuvântul Evangheliei și să creadă. Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. N-a făcut nicio deosebire între noi și ei, întrucât le-a curățat inimile prin credință. Deci observați, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Dumnezeu curăță inimile prin credință și pocăință. După ce Dumnezeu curăță inimile, depune mărturie. Ce mărturie depune? Depune mărturie că cel care se pocăiește și crede este curat în ochii lui Dumnezeu, este socotit drept sau curat și a primit viața. Și ca dovadă, pentru că oamenii aceștia din casa lui Corneliu au fost socotiți curați, drepți, neprihăniți în ochii lui Dumnezeu, au primit viața cea nouă prin Duhul Sfânt, în timp ce ei ascultau mesajul de Evanghelie, Dumnezeu a mărturisit pentru ei. Dumnezeu a mărturisit că ei deja sunt mântuiți. Și faptul că oamenii aceștia au primit mântuirea, spune Dumnezeu care cunoaște inimile, a mărturisit pentru ei și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Ca și nouă, și Petru mai accentuează când spune ca și nouă. Uitați-vă, dacă ne uităm când povestește această întâmplare în Ierusalim, spune ca și nouă care am crezut. Deci Dumnezeu le-a dat Duhul Sfânt. Dar vă rog să observați ce importantă este această afirmație. Dumnezeu care cunoaște inimile, n-a făcut nici o deosebire între noi și ei. Dar Dumnezeu cunoaște inimile. Și acum, noi când venim la stăruința după botezul cu Duhul Sfânt, putem urmări pașii aceștia pe care i-a făcut Corneliu, de la un om nemântuit până la un om botezat cu Duhul Sfânt. Și pașii ăștia s-au produs extrem de repede, într-o singură întrunire, cum am spune noi, într-o singură seară. Vii la adunare nemântuit și te duci de la adunare botezat cu Duhul Sfânt. Dar observați că botezul cu Duhul Sfânt nu vine așa peste nimerite, peste omul nemântuit,
Ci omul nemântuit, întâi ajunge mântuit și pe urmă ajunge botezat cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu e pentru oameni nemântuiți, ci pentru oamenii care din nemântuit ajunge mântuit. Și acum noi învățăm aici o lecție. Ne uităm că Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și recitez versetele acestea, uitați-vă, din Fapte 10. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, că cei auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Și atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Deci observați, Dumnezeu n-a făcut deosebire. A primit Duhul Sfânt cei dintre neamuri, și noi facem parte dintre neamuri, noi nu suntem evrei, a primit Duhul Sfânt cei dintre neamuri ca și pe aceeași procedură, prin aceeași pași pe care i-a primit Duhul Sfânt și evrei. Deci Dumnezeu nu face deosebire. Dar care sunt acești pași? Și hai să-i luăm încă o dată, pentru că pe noi ne interesează. Pașii aceștia care s-au produs în viața lui Corneliu și a cei din casa lor, sunt pașii pe care astăzi trebuie să-i parcurgă oricine vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și seara aceasta dumneavoastră aveți stăruință și vrem ca Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Sunt tineri și tineri, sunt frați și surori care vor să primească botezul cu Duhul Sfânt. Și poate își pune întrebarea, Doamne, cum pot primi eu botezul cu Duhul Sfânt? Cum îl pot eu primi? Păi uitați-vă, hai să învățăm de la Corneliu și casa lui cum au primit ei botezul cu Duhul Sfânt. Voi repeta unele lucruri, dar le voi aduce de acum în contextul nostru. Am vorbit despre Corneliu și casa lui, hai să vorbim acum despre noi cei prezenți aici. Cum putem noi primi botezul cu Duhul Sfânt? Păi, în primul rând, unii s-ar putea aici să fie pocăiți mai demult. Ei au făcut câțiva pași, dar acei pași pe care i-au făcut, ei trebuie cumva recapitulați sau aduși înaintea lui Dumnezeu cu referire la botezul cu Duhul Sfânt. Adică ce vreau să spun prin asta? Pot să spun că Corneliu și cei din casa lui, ca să primească mântuirea, au trebuit să audă cuvântul, să creadă, să se pocăiască și Duhul Sfânt să le schimbe viața, să le curețe Domnul inimile și apoi să primească botezul cu Duhul Sfânt. Ei, pentru botezul cu Duhul Sfânt, dacă cineva este aici prezent și spune, păi dar eu sunt deja pocăit, eu am deja credință, înseamnă că tot ce mai am eu de făcut în seara aceasta este doar Domnul să-mi dea Duhul Sfânt. Nu-i chiar așa. De ce? Corneliu era religios, dar încă nu avea acea credință în baza căreia să primească mântuirea, credință care trebuia să-L aibă în centru pe Domnul Iisus și jertfa Lui. Dar observați un lucru foarte important. Pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt, noi avem nevoie de acum de o credință specifică cu privire la botezul cu Duhul Sfânt. Prin credință primești mântuirea și tot prin credință primești botezul cu Duhul Sfânt. Dar dacă ai primit mântuirea prin credință, acum nu-i corect să spui, eu am credință, mie nu mai trebuie credință, că am credință că am primit mântuirea prin credință, cu 2 ani, cu 5 ani. Nu e așa. Dacă vrei să primești botezul cu Duhul Sfânt, ai nevoie să actualizezi credința aceea prin care ai fost mântuit și să o faci potrivită pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt prin credință. Mântuirea se primește prin credință și botezul cu Duhul Sfânt se primește tot prin credință. Dar botezul cu Duhul Sfânt nu se primește prin credința de acum 5 ani, când ai fost mântuit, ci se primește prin credința care o ai azi, acum, aici. Amin. Și povesteam despre un caz pe care fratele Nelu Briel spunea că a avut loc la ei, la Sibiu. Când o doamnă a venit la biserică, a primit cuvântul, a vrut să se pocăiască și, într-adevăr, a făcut toți pașii, s-a hotărât, s-a predat, a făcut cateheza și a luat botezul în apă. Și imediat după aceea, în săptămâna următoare, a fost botezată și cu Duhul Sfânt. Și fratele Nelu, păstorul bisericii din Sibiu, îi spune, soră, ridică-te acum și povestește cum s-a întâmplat. Și ea spune cam așa, păi duminica trecută
ați anunțat că așa ca duminica viitoare este botezul în apă. Eu am crezut, am venit cu haine de botez și am plecat acasă botezat în apă. Apoi ați anunțat că în timpul săptămânii este stăruință după botezul cu Duhul Sfânt. Eu am crezut, am venit la biserică, am fost botezată cu Duhul Sfânt și mă duc acasă botezată. Care e problema? Ce nu e în ordine? Fratele zice, totul e în ordine, e foarte bine. Asta e credința care ai nevoie ca să fii botezat cu Duhul Sfânt. Nu e credința de acum 5 ani când ai fost mântuit. E credința de astăzi că acum, aici, pe tine, Domnul te botează cu Duhul Sfânt. Asta e altceva decât credința aceea, a, ne-a spus eu Botezătorul, că El, Domnul Iisus, ne va boteza cu Duhul Sfânt. Aia e bună. Dar pe baza acelei credințe generale, că El, Domnul Iisus, este botezul cu Duhul Sfânt, tu trebuie să faci credința ta. Domnul Iisus, pe mine, acum, aici, mă botează cu Duhul Sfânt. Și în baza acestei credințe personale, care între tine și Domnul Iisus, El, Botezătorul, pe tine, aici, te botează cu Duhul Sfânt. Despre asta credință vorbim. Apoi observați, cei din casa lui Corneliu, prin pocăință, Dumnezeu le-a curățat inima. Acum, poate că dumneavoastră veți spune, da, dar noi suntem pocăiți de mult. Dar nu despre această pocăință vorbim, cea care ați avut-o atunci când ați luat botezul în apă la evanghelici. Și noi vorbim despre pocăință aici, acum. În ce constă această pocăință? Păi această pocăință constă în a aduce înaintea lui Dumnezeu orice lucru rău care știu că l-am făcut și încă poate mai am mustrare de cuget, poate nici nu l-am mărturisit, poate încă n-am părăsit un obicei păcătos, cu el trebuie să vin înaintea Domnului. Și ce să fac? 1. Să mărturisesc. Doamne, îmi pare rău de obiceiul ăsta, de păcatul ăsta care l-am comis, poate de mai multe ori, poate în mod repetat, poate nu pot scăpa de el. Îmi pare rău de lucrul acesta. Te rog să-mi dai putere să-l părăsesc. Îmi pare rău de el și te rog să mă ierți pentru că l-am făcut. Deci, îl mărturisesc, cer iertare pentru trecut și cer putere pentru viitor să nu-l mai repet. Și atunci se vede o pocăință în baza căreia Dumnezeu curăță inima. Dumnezeu curăță cugetul. Dar nu curăță cugetul oricum. Și uitați-vă ce spune Ioan în Evanghelia, în epistola sa, în 1 Ioan. Ioan arată cum curăță Domnul Iisus sau sângele Domnului Iisus. El spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri, adevărul nu este în noi, dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Deci ne mărturisim păcatele. Noi în România avem obiceiul acesta. Nu forțăm pe nimeni, dar spunem celor care vin la botezul cu Duhul Sfânt. În camera alăturată este păstorul sau sunt niște frați. Dacă ai ceva de mărturisit, te apasă vreun păcat pe care vrei să-l dai pe față ca diavolul să nu mai aibă acces sau să nu mai aibă câștig ca tu să-l repezi și să-l repezi, îl dai pe față. Îți spui slăbiciunea, îți spui păcatul, cer Domnului să te ierte, cer putere să nu-l mai repezi și mărturisirea aceasta ne curăță. Pentru că observați că dacă Corneliu spune, Dumnezeu le-a curățat inima înainte de a-i boteza cu Duhul Sfânt. Dumnezeu nu toarnă Duhul Sfânt într-o inimă necurățată. Și curățarea inimii se face părerii de rău în inimă, mărturisirea păcatului și hotărârea ca să nu-l mai repet. Într-o inimă curată. Închipuiți-vă dumneavoastră, povestea cineva, că pe vremuri avea oameni obiceiul ăsta, te trimitea cu o sticlă de aceea, din sticlă, nu din plastic cum e astăzi, se duceau oamenii să cumpere lapte de la cei care aveau vaci. Și era un proprietar din ăsta cu vaci, întotdeauna când venea cineva cu sticla la el, prima dată îi lua sticla, i-o spăla și pe urmă îi turna lapte. Și o gospodină s-a deranjat, a zis, domnule, dar eu vin cu sticla spălată de acasă. El spune, nu. S-ar putea ca pe drum ceva praf să fie intrat în sticlă, eu să storn laptele, praful ăla să iasă deasupra sticlei și pe urmă tu să spui, mi-a dat lapte murdar. Eu vreau să mă asigur că atunci când torn laptele, sticla este curată. Frații mei, noi suntem pe drumul ăsta pocăinței. Noi trăim în lumea asta murdară, păcătoasă. Dacă ai un costum negru și ai intrat într-o fabrică de făină de grâu,
Nu trebuie să te atingi de nimic, mai când ieși afară vezi că ai tot praf pe haine. Și prin lumea aceasta, de când ne-am pocăit și până astăzi, de ieri și până astăzi, săptămâna asta, s-ar putea să avem praf pe haine. Adică păcate. Și de asta trebuie să fim curățate înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt. Dacă cineva spune, eu n-am niciun păcat, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur. Acum, noi nu forțăm la mărturisire la păstori, dacă n-ai nimic pe cuget care să te apese. Dar încă este nevoie de acea mărturisire sinceră. Observați dumneavoastră, din vechime, când erau chemați la botezul în apă, candidații din botez în apă rosteau o rugăciune care spuneau cam așa, Doamne, și iartă-mi păcatele cu știința și cu neștiința. S-ar putea întâmpla ca noi să avem unele păcate pe care nici să nu le mai numim păcate. Ne-am obișnuit cu modul de a gândi al lumii de astăzi și auzim pe mulți, spune, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat, asta nu-i păcat. Dar știu eu cum vede Dumnezeu lucrul ăla? Dacă Dumnezeu îl vede păcat și eu zic că nu-i păcat, atunci am sticla murdară și Domnul nu toarnă Duhul Sfânt în sticlă murdară, în inima murdară. Deci ce trebuie să fac când vin să primesc botezul cu Duhul Sfânt? Să spun, Doamne, eu m-am cercetat. Cugetul meu nu mă mai apasă. Sângele Tău a curățat cugetul. Eu mi-am mărturisit ce am avut pe minte, ce am știut. Dar dacă mai vezi ceva murdar în mine, te rog, iartă, curățește cu sângele Domnului Iisus și botează-mă. Că numai într-o inimă curată, Domnul toarnă Duhul Sfânt. Și apoi observăm mai departe, din scena aceasta cu Corneliu. Observăm, Corneliu împreună cu cei din casa lui. Nu numai că ascultă cuvântul, primesc credința, primesc pocăința și în felul acesta inima lor este curățată, sunt iertate. Corneliu se pare că are un secret, un secret care noi, evanghelicii de astăzi, cumva îl neglijăm. Dincolo de ceea ce a schimbat el de când a început Petru predica și până într-acolo, Corneliu are la bază o viață de om evlavios, temător de Dumnezeu și cu rugăciune. Și asta contează pentru botezul cu Duhul Sfânt. Asta contează pentru botezul cu Duhul Sfânt. Contează ca eu, când vin înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să vadă în mine un om cu frică de El, un om care se roagă, un om care e sensibil și face milostenii, un om care într-adevăr se teme de Dumnezeu, e evlavios. Asta contează. Iar dacă încă n-am dezvoltat acest stil de viață, eu ar trebui să vin înaintea Domnului să spun, Doamne, învăț de la un păgân cum era Corneliu și te rog, ajută-mă de astăzi începând să-mi schimb stilul de viață. Dintr-un om care uită să se roage, să fiu omul care face multe rugăciuni. Pare că Corneliu se ruga mai mult decât noi și încă era nemântuit. Posibil Corneliu făcea mai multe milostenii decât facem noi și încă era nemântuit. Dar toate au contat și spune Dumnezeu și-a adus aminte de astea. Și când Biblia spune că Dumnezeu și-a adus aminte de astea, vrea să spune că astea contează în ochii lui Dumnezeu. Și au contat în ochii lui Dumnezeu și pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt. Și dacă eu nu am un astfel de stil de viață, trebuie să-i spun Domnului în seara asta, Doamne, vreau și să dezvolt un stil de viață care să-ți placă ție. Cu evlavie, cu frică de tine, cu deschidere pentru cel necăjit, cu rugăciune. Și toate lucrurile astea sunt foarte importante. Și acum, în câteva momente, observăm că Corneliu era un om al rugăciunii. Dar nu ni se spune că în timp ce Corneliu se ruga a fost botezat cu Duhul Sfânt. El asculta Biblia. Dar în mod general vorbind, când Domnul Iisus a vorbit despre botezul cu Duhul Sfânt, ne-a mai spus niște condiții care nu le vedem aici în Fapte 10, dar le găsim în Evanghelii sau în Faptele Apostolilor. De pildă, în Faptele Apostolilor mai găsim o condiție pe care au avut-o creștinii care au fost botezați cu Duhul Sfânt. În afară de pocăință, credință, viață de rugăciune, viață evlavioasă, mai găsim ceva. Uitați-vă, de exemplu, găsim în Fapte, în capitolul 5, versetul 32, noi suntem martori acestor lucruri,
ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Deci o condiție pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt este, dacă până acum poate n-am prea ascultat de Dumnezeu, i-am cam călcat cuvântul, Domnul vrea să audă de la noi că dorim, vrem, cerem și promitem că vrem să trăim în continuare o viață de ascultare. Că El botează pe Duhul Sfânt celor care au o viață de ascultare. Ascultă. Copilul ascultă de mama, de tata. Dacă vreți, relațiile dintre noi trebuie să stea. Ascultarea de Dumnezeu. Spune Biblia, fiți supuși mai marilor voștri. Aveam în biserică unii spune, dar cine ești tu? Cine te-a pus mai mare peste noi? Și nu trăiesc în ascultare de cuvânt? Sau în familie? Soția? Taci mai omule, strigă la soțul ei cum ar striga la un argat. În loc să îi dea respectul și să fie nevestilor fi supuse bărbaților voștri. Observați relațiile astea, sau bărbatul nu-și mai iubește nevasta și în loc să se poarte cu ea ca și cu un vas mai slab, trage numai pe ea, el se duce la culcat și ia și avea tu, femeie. Atunci, toate lucrurile astea vorbesc despre un mod de viață în ascultare de poruncele lui Dumnezeu. Pentru botezul cu Duhul Sfânt contează dacă eu mi-am trăit viața în ascultare de cuvântul lui Dumnezeu, nu numai că noi avem o problemă. Înțelegem că pocăința înseamnă nu, nu, nu. Să nu furi, să nu mărturisești strâmb, să nu... toate cele cu nu. Dar ascultarea de Dumnezeu se vede și în felul cum împlinim poruncile pozitive. S-a spus de mama, s-a spus de tata, rugați-vă întotdeauna, spune Biblia, și asta e o poruncă. Și sunt multe porunci pozitive care ni se cer să le facem și alea dovedesc ascultarea de Dumnezeu. Deci ascultarea de Dumnezeu înseamnă să împlinesc poruncile care îmi dau de făcut o acțiune. De exemplu, un copil este cu minte, dacă nu fumează, nu înjură, dar un cuvânt este ascultător, un copil este ascultător dacă mama sau tata îi spune, du-te, adă-mi o cană de apă și copilul îi aduce cana de apă, atunci este ascultător. Deci ascultarea înseamnă să respecti acele porunci care se spune că trebuie să faci ceva, fără comentarii. Spune Biblia că așa trebuie să facem, așa facem. Și atunci trăiești în ascultare. Și Duhul Sfânt, Domnul dă Duhul Sfânt celor ce ascultă de El. Și o ultimă condiție foarte importantă și cea care seara aceasta înțeleg că o veți pune în exercițiu, este cea din Evanghelia după Luca, din capitolul 11. Acolo Domnul Iisus dă două pilde, una cu prietenul de la miezul nopții și una cu tata și fiul lui. Și în pilda cu prietenul de la miezul nopții, știți, vine cineva, bate la ușa prietenului său, acesta îi deschide casa, dar n-are ce-i da mâncare și atunci acest prieten se duce la altul și cere pâine. Și uitați-vă, pentru că prietenul acesta cere insistent, cere și cere și stă la ușa celuilalt, pentru acest motiv, celălalt îi dă tot ce-i trebuie. Și Domnul Iisus spune, vă spun că dacă nu s-ar scula să-i dea pâine pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, zicea Domnul Iisus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Eu stau odată de vorbă cu niște frați care nu erau dintre pentecostali, prieteni de-ai mei, și ei spuneau, măi, mă deranjează la voi la pentecostali, nu-i frumos. Doamne, dăm, Doamne, dăm, Doamne, dăm, stăruiți și stăruiți și strigați. Duhul Sfânt e un dar, botezul cu Duhul Sfânt e un dar, spune Petru, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Nu-i frumos să ceri darul, să cerșeri darul de la Domnul. Lasă-L pe Domnul să dea, că vrea El. Și atunci eu i-am spus, opa, scuzați. Atunci eu i-am spus acestui frate, frate, e foarte drept, omenește, nu-i frumos eu să mă duc la cineva să spun, frate, nu-mi faci un cadou? Nu-i frumos. Dar din punctul de vedere, mulțumesc, frate, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, spune, pentru stăruința lui supărătoare a câștigat. Și Domnul Iisus spune, fă ca el, fă stăruință supărătoare că eu nu mă supăr, spune Domnul.
Nu se supere Domnul Iisus. Din contră, Domnul se miră că noi nu cerem stăruitor. Și unii spun cam așa, păi m-am rugat și eu, dar dacă Domnul nu m-a botezat, înseamnă că nu vrea voia Domnului să se facă. Și Domnul spune, voia mea să-ți dau Duhul Sfânt numai dacă stăruiești supărător până la capăt. Până primești. Ăsta e secret. Și stăruința aceea trebuie făcută și cu motivație corectă. Uitați-vă dumneavoastră la prietenul ăsta al doilea. Când ceri pâini de la celălalt, nu spune, dă-mi pâine mie să mă culc sătul, să dorm bine. Spune, dă-mi mie pâini, că eu nu le mănânc eu, vreau să-l dau la prietenul meu, care e flământ. Și atunci când cerim botezul cu Duhul Sfânt, noi cel mai mult, de cele mai multe ori, cerim botezul cu Duhul Sfânt pentru noi. Doamne, dă-mi mie botezul cu Duhul Sfânt ca să fiu primul care o iau la răpire. Eu nu zic că e rău să cer botezul cu Duhul Sfânt gândindu-mă la propria mea mântuire. Dar când cer botezul cu Duhul Sfânt, ar trebui să mă gândesc la nevoile celorlalți. Că botezul cu Duhul Sfânt dă o râvnă în plus, o putere în plus, daruri ale Duhului care le pun în slujba celorlalți. Și atunci câștigă biserica. Și atunci ar trebui să spun așa, Doamne, dă-mi botezul cu Duhul Sfânt, pentru că prin botezul cu Duhul Sfânt Tu mă vei călăuzi și mă vei împuternici. Și dacă va fi nevoie, îmi vei da un dar să prorocesc, că sunt atâția care au nevoie de un cuvânt din partea Domnului. Dacă va fi nevoie, Tu îmi vei putea da un dar de vindecare, că sunt atâția bolnavi care au nevoie de vindecare. Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, umple-mă de putere și dă-mi instrumentele de lucru, darurile. Că botezul cu Duhul Sfânt nu-i, cum ni se spunea nouă în țară pe vremea comuniștilor, botezul cu Duhul Sfânt e pașaportul pentru cer și noi aveam în minte ideea cu a primi pașaportul pe vremea comuniștilor ca să plece în America. Dacă ai pașaportul, nu mai au ce să faci comuniștii, că te duci în America. Da? Botezul cu Duhul Sfânt nu-i pașaportul pentru cer, e salopeta de lucru pentru a pleca pe șantier. Când ai primit botezul cu Duhul Sfânt, Domnul te și trimite pe câmpul de misiune, îți dă unelte de lucru, darurile Duhului Sfânt, și El te îmbracă cu haină de lucru. Nu te îmbracă ca să mergi în cer, că te-ar boteza cu Duhul Sfânt în ultima secundă de viață pe pământ. Dacă ar trebui ca botezul cu Duhul Sfânt să fie doar pentru pașaport spre cer. Dar dacă Domnul te botează cu Duhul Sfânt de când ești tânăr, înseamnă că ți-o dat o salopetă, o haină de lucru și te trimite să lucrezi toată viața cu puterea și cu darul Duhului Sfânt. Asta e botezul cu Duhul Sfânt și pentru asta trebuie să fim dispuși să-L cerem. Doamne, botează-mă cu Duhul Sfânt, că e nevoie de oameni, bărbați și femei, care să plece în lucrarea Ta. Și mai este un lucru. În cererea pentru botezul cu Duhul Sfânt, trebuie să dăm la o parte fricile nerealiste, fricile greșite. Diavolul vine să ne inspire frică. Nu cumva să te duci la pocăiții aia care borborosesc, care vorbesc de la diavolul. Acum au început un atac pe internet să ne demonstreze nouă cu Google Translator că vorbirea în limbi de la Pentecostal e de la diavolul. Nu vă lăsați înspăimântați. Duhul Sfânt de vorbirea, Biblia spune clar. Ei au început să vorbească cum le da Duhul Sfânt. Și Domnul Iisus de aici pilda aceea și spune: cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră, ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește, sau dacă îi cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bunii copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Nu vă temeți că ați putea primi o vorbire de la diavolul. Nu! Dacă de la Domnul, Tatăl meu, cer botezul cu Duhul Sfânt, Domnul îmi dă Duhul Sfânt și nu-mi dă o vorbire străină de la diavolul. Nu! Deci, de la o parte frica asta. Mai pot să fie și alte frici. Pot să fie teama aceasta. Dar dacă la botezul cu Duhul Sfânt, eu, poate vrea Domnul să-mi dea un dar, și darul acesta poate să producă pe urmă necazuri. Uitați-vă dumneavoastră, prorocii și în vremea Vechiului Testament și în Noul Testament, prorocii au avut și probleme, și necazuri, și persecuții. Și atunci unii spun, păi da, dacă eu mă rog pentru botezul cu Duhul Sfânt și Domnul îmi dă botezul cu Duhul Sfânt și pe urmă îmi dă un dar și darul îmi face necazuri. Nici teama asta nu e realistă. Eu cer botezul cu Duhul Sfânt și spun, Doamne, mă pun în seama Ta, mă pun sub protecția Ta. Dacă vrei să mă botezi și să-mi dai darul, eu mă deschid și accept. Și dacă voi avea de suferit pentru că lucrez cu darurile Tale,
cu râvne, cu putere de la Duhul Sfânt, sufer de dragul tău, fără să mă tem. Asta e atitudinea corectă când cer botezul cu Duhul Sfânt. Fraților, eu vreau să închei, vreau cumva să recapitulez. Suntem aici veniți la o seară de rugăciune, de stăruință. Trebuie să știm că botezul cu Duhul Sfânt este o promisiune pentru noi. Pentru noi. Mici, mari, tineri, bătrâni. Vedeți că Petru, repetând prorocia lui Ioel, a spus: tinerii voștri, tinerele voastre, bătrânii voștri, vor visa visuri, tinerii voștri vor avea vedenii. De ce? Pentru că Duhul Sfânt va cădea peste orice faptură. E și pentru tineri, și pentru bătrâni, și pentru toți. Dacă este pentru toți și dacă este și pentru mine, fiecare poate să spună așa: Doamne, Duhul Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt este și pentru mine. Nu știu exact pe în pașii aceștia care trebuie să-i fac, unde mai am restarții. Dar tu care mă cunoști, cercetează-mă. Și atunci vine Duhul Sfânt, îți cercetează cugetul și îți spune pe cuget. Îți spune, uite acolo nu-i bun, uite acolo nu-i bun. Atunci ce faci? Cazi înaintea lui și îi spui: Doamne, așa este. Te rog, iartă-mă pentru ceea ce n-a fost bun și dă-mi putere de acum să schimb și să fac ca viața mea să fie plăcută. Și în seara asta, eu am credința că tu mă poți boteza cu Duhul Sfânt, că eu doresc lucrul acesta, îl cer stăruitor și vreau să fiu botezat cu Duhul Sfânt de dragul de a putea sluji celorlalți din jurul meu. Și atunci Dumnezeu ne poate boteza cu Duhul Sfânt acum și aici. Amin.